Asigură-ți ziua și starea de bine cu Grupama și Itibiții. Bună dimineața, prieteni! Bine ați venit pe Itibiții FM. S-a făcut 97 minute, tot la Happy Music. Suntem și live pe pagina de Facebook Itibiții, unde ne puteți vedea pe mine și pe invitata de astăzi, pe Diana Rădulescu, profesoară de spiritualitate vedică. Bună dimineața! Da, maestre, și bună dimineața, bine v-am găsit! Zim că vreau să începem așa. Eu nu știu ce e vedică. Ce e spiritualitate vedică? Bun. Dacă spunem filozofie, înțelegem mai bine? Aia da, bun. Așa. Atunci, filozofia vechii indii, vorbim acum undeva pe la 7.000-10.000 de ani în urmă, este vedismul. Și avem deci filozofia vedică, este precursoarea tuturor filozofiilor lumii și implicit a ceea ce astăzi numim filozofia hindusă, din zona Indiei. Deci este o transformare ușor-ușor apoi a ceea ce a devenit filozofia greco-romană. Ok, pentru că noi astăzi o să vorbim și despre yoga, dar o să vorbim și despre gândit, despre meditație și despre gânditul pentru tine, da? Exact. Așa, și cum facem chestia asta? Că sună ceva, pare că e ceva la îndemână, dar totuși... Dar tot nu este, pentru că de obicei suntem foarte ocupați și suntem programați să gândim într-un anumit fel. Și atunci, din zona aceasta de filozofie, practic recomandarea este să ne oprim... Uh-huh. Oricând simțim noi că nu mai este atât de bine. Așa. Și să luăm deciziile pentru noi, să analizăm noi. Și acum o să vin, pentru că această filozofie este de fapt egală cu ceea ce astăzi învățăm din fizica cuantică. Și anume că nu avem okay. un aplicat în ziua Așa. Noastră. Hai, bine. Faptul că avem tot timpul de fapt compactat. Fie că zicem că nu există timp, adică să gândim în afara faptului că acum ne aflăm într-un anumit moment, într-o anumită societate, și într-un, să zicem, 2023. Uh-huh. Dacă ne ducem în spate 50 de ani, vedem că oamenii gândeau altfel, aveau alte obiceiuri. Dacă ne ducem în urmă 100 de ani, 1000 de ani și tot așa. Da. Și atunci, o idee foarte bună este să nu luăm de-a gata tot ceea ce am primit. Pentru că noi, cu siguranță, am primit în viața aceasta, da, contemporană, de acum 20, 30, 40 de ani, câți ani are fiecare pe pământ. Așa. Și să putem să gândim în afara acestui context, ca să luăm niște decizii individuale. Mai ales că poate ceea ce îi se potrivește colegului, vecinului, mamei, surorii, nu mi se potrivește mie. Tot din aceste vede și din această filozofie înțelegem că fiecare om este un individ unic. Și asta știm și din medicină, dacă avem un ADN unic, o poveste unică aici. Așa. Atunci ne oprim și începem să gândim pentru noi. Asta înseamnă că trebuie să ne creăm un spațiu de liniște, bineînțeles. Să analizăm informațiile, să ne luăm informații din alte resurse, să vedem oare... Cum ar fi gândit, să zicem, un om acum 100 de ani, dar acum 300 de ani? Și să aplicăm aceste concluzii ale noastre, care sunt foarte personale, Așa. În viața noastră și în acel moment. Ok, deci tu, ca să simplificăm toate lucrurile, tu spui că fiecare trebuie să se gândească la el, că este diferit de ceea ce Corect. Vede pe lângă Corect. Și trebuie să vadă cum aplică pentru el. Exact. Cum și ce îi se potrivește lui. Da. Da. Așa, pare... Bun, meseria ta este de... Te ocupi cu yoga și cu meditația și cu, și cu toată spiritualitatea asta vedică. Exact. Așa. Hai să vorbim despre meditație un pic. Eu nu vreau un pricep, să știi că nu e domeniul meu. Deci întrebările pe care o să ți le pun sunt foarte bune pentru începători, că eu nu știu aproape nimic. E perfect. Decât ce am mai auzit. E perfect. Meditația este încă o resursă de stare de bine, pentru că ne reprogramează creierașul. Creierul nostru, la școală, apropo de ce știam și ce nu mai este în picioare, Așa. Învățam că neuronii sunt acele celule care nu se reproduc. Astăzi știm de fapt că există această capacitate a creierului nostru de a produce noi neuroni. Iartă-mă, nici spiritualitatea nu mai poți să o faci fără știință. Exact, și pentru că e de fapt știință. Da, spiritualitatea okay. e de fapt știință. Zic cu neuronii. Bun, deci avem neuroni care cresc, care se transformă, deci creierul nostru este neuroplastic, așa îi spune, neuroplasticitate. Și atunci, meditația astăzi, vedem pe aceste computere, pentru că astăzi putem să vedem în timp real ce se întâmplă în creierul nostru când medităm, ne ajută să schimbăm niște centri. Avem un centru de stres, automat avem și unul de relaxare, unul de empatie. Cel de stres scade în momentul în care practicăm meditația și ceilalți de empatie, de relaxare, de stare de bine, da? Cresc. Și Așa. Automat, deci nu este ceva ce facem noi conștient. Noi avem un instrument prin care resetăm creierașul, el chiar se schimbă și astfel, în anumite situații pe care înainte le consideram stresante, acum, de fapt, nu mai intrăm în această stare de stres. Și stăm în continuare în această stare de relaxare. Păi, de ce îmi spui tu mie e că meditația nu e doar ce vezi în filme, te pui în poziția lotus și faci
Și aceasta, eu zic că este o variantă foarte dificilă, pentru că știm cum este. Da? Astăzi avem dureri de spate. E greu să stai așa drept și da. Țapăn. Și tocmai că varianta tradițională de meditație este să stai ca o steluță de mare. Adică să te întinzi, imaginează-ți cum te pui pe nisip. Tălpile depărtate, brațele depărtate, palmele spre cer și automat corpul, pentru că e susținut de pământ, se relaxează. Okay. După care putem să închidem ochii și doar atât să ne spunem, relaxează fața, relaxează gâtul. Ce faci? Astea sunt metode pentru începători, nu? Pentru începători și pentru avansați. Diferența dintre începător și avansat este că avansatul automat când aude relaxează-te, intră în această stare, că s-a creat un automatism. Și începătorul încă mai este împrăștiat, încă trebuie să mai revină la momentul acela și să-și tot repete. E un fel de autohipnoză, dacă vrei. Da, ce spun? Eu am înțeles asta cu meditația, sigur că am mai auzit o groază de chestii legate despre ea, dar mie mi se pare foarte complicată că, efectiv, și acum când stau lângă tine, eu vreau să fac astea. Zi-mi, Diana. Da? E greu să nu stau locului și să mă gândesc. Oricum, și ia plictiseala, nu pot. Da, pentru că poziția în sine, de asta cum spunem, este cea mai dificilă. Este cea pe care o vedem în filme, dar nu este varianta tradițională de asta. Cel mai bine să stai întins ca o steluță de mare. Ok. Bine, stai întins și ce faci ce? Și îți pui să te relaxezi. Sau îți iei o meditație ghidată. Nu trebuie să te gândești la ceva? Nu te gândești la nimic. Meditația este în afara oricărui obiect. Este intrarea într-o stare de transă. Adică ți se rupe filmul ușor, ușor. Lumea spune așa, adorm. Da. Adică intri într-o altă stare de unde cerebrale. În care chiar ți se rupe filmul. Dar nu mai ești conștient de pisică, nu mai ești conștient de valurile mării, nu mai ești conștient de gândurile de peste zi și aproape că, într-adevăr, așa pare, că adormi. Dar în acel moment se produce o resetare, o reîncărcare a ființei tale cu forță vitală și automat, când ești de acolo, e ca și cum ai avut vreo 6-7 ore de somn bun, nu întrerupt. Ok. Făcând cât de meditație? Făcând 10-15-20 de minute. Adică mie îmi spui că poți să-mi locuiesc 7 ore de somn cu... Da. Încă 4, cel puțin, depinde la ce oră și când le faci, dar încă vreo 4-6 ore după, adică asta testat din experiența practicantului, să zicem că facem asta la ora 10 seara și chiar avem un proiect și ceva de lucrat. Perfect. Și atunci căpătăm această claritate mentală în 20 de minute de astfel de meditație profundă în care intrăm. Când ieșim, e ca și cum ne-am trezit. Încă 4-5-6 ore nu putem să dormim. Da, deci aviz și pentru cei care au stat până noaptea târziu în club și după aia aveți munca a doua zi la 7. Exact. Băgați 15 minute de meditație. Ok. E bine de știut asta. Deci un fel de meditație fac și eu noaptea, dacă văd că s-a făcut 12 și la 6 trebuie să fiu la radio și încă nu mai e somnul. Exact. Am înțeles, am înțeles. Alte metode de ce mai putem să facem? Că, ok, de asta vreau să zic că cred că e bine că și eu sunt începător. Că, ok, profesioniștii deja cam știu ce au de făcut. E mai important pentru cei ca mine sau care sunt abia la început, care nu prea știu despre ce este vorba. Ce mai facem? Cum ne apucăm de treaba asta? De meditație? De meditație, da. De gânditul la noi, de... Gânditul la noi e în pauză. Adică dacă am putea să ne punem în calendarul nostru și în orarul nostru, cum ne punem tot, nu? Ne punem programarea la dentist, luatul copilului de la grădii. Orice altceva facem, dar nu avem, eu nu cred că are multă lume în calendar, pauză de gândit. În care să dai la o parte tot. Ca să gândești, trebuie în primul rând să te detașezi. Da? Dacă ești în mijlocul problemei, nu o să poți. Atunci funcționăm pe pilot automat și asta e normal și e bine. Dar când observăm că, de fapt, pilotul nostru automat e programat greșit, da? Și că noi intrăm în stare de alertă de la orice lucru foarte minor pentru alții, atunci e ok să ne punem această pauză și efectiv să ne programăm timp de stat de gândit, stat cu noi. În care iau lucrurile pe toate părțile, mă uit la ceva, citesc ceva, mai ascult un film, mai deschid o pagină de internet, mai citesc niște perspective, da? Cu cât am, să ne imaginăm că am putea să aducem la masă 10 filozofi. Mie astăzi mi se pare că e perioada cea mai bună din lume, pentru că avem acces la 2 clicuri distanță, la absolut orice gândire, la orice carte, la orice audiobook și automat poți să-ți iei your inner circle de gânditori, cu care să te gândești, ok, citind despre cum au gândit ei, cum ar gândi ei, în punctul în care mă aflu eu acum, da? Și mai ales când sunt situații, într-adevăr, să zic, de criză și trebuie să iau o decizie, oare ce să iau, să fac asta, să nu fac asta. Haideți să-mi aduc grupul meu de gânditori acolo, pentru că am acces la ei atât de... Înainte știi cum era? Adică îți imaginezi, nu? Dar la telefon, trebuia să trimiți scrisori, să se pună cineva în contact, o nebunie. Astăzi e atât de simplu. Și atunci, asta e varianta în care ne setăm în calendar, ne punem în calendar pauza mea de gândire. Și poate să fie însoțită, de exemplu, de un exercițiu de journaling, care ar răzia să prinde amploare la noi în țară. Ok, da, da, da. În care stau și scriu lucrurile astea și ies la iveală alte lucruri. E ca un self-talk. Da? Noi tindem să vorbim cu foarte multă lume, dar nu prea mai vorbim cu noi.
Și atunci îmi iau așa o pauză de dialog, uite cum suntem noi doi acum, și vorbesc cu mine, știi? Și apoi zic, a, da, uite, în locul lui Andrei ar putea să vină alt om de gândire, să văd el ce mi-ar zice acum. Da, am înțeles. Da, cred că ar putea să vină și altul. E fan, hai că... Da, deci, ok, pe uite, că eu la chestia asta nu mă gândesc. Deci pauza asta, gândirea pentru tine e foarte diferită de meditație, adică cumva sunt total la pol opus. Sunt total diferite, da. Da. Una este din minte conștientă, da. Dar din rațional, da. Și din cele 6 facultăți mentale, da. Inclusiv intuiția, că suntem și intuitivi când gândim și da, avem și vorbim timp. De gândirea pentru tine. Da, aici. Da, exact. Da, da. Că am înțeles, am prins ideea. Da, 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 și meditația nu. Meditația este pe zona de subconștient, pe zona de transă, hipnoză și acolo vrem acea pauză de liniște, acolo nu vrem să gândim. Acolo tocmai vrem să nu mai gândim ca să fim ca și cum ne-am trezit din somn, dar fără tot bagajul de azi noapte cu care creierașul meu încă acolo spunea, uite, și asta, și asta, și asta, și abia m-am odihnit. Acolo e stare zero, acolo către asta tinde. Nu vreau gânduri, vreau liniște completă, totală. Excelent. Simplu. Bun, clar, mulțumesc. Unde, dacă vrea cineva să vină la cursul tău, la unde te găsesc? Un Facebook ar fi bun, da. Diana Happiness Coach. Happiness Coach, yes. Ok. Happiness Coach. Perfect. Că, nu, dacă zicem filozof de fericire sună ciudată, da? Așa, profesor de fericire, acolo suntem. Da, și profesoră de spiritualitate vedică, ce sună un pic ciudat. Da. Ok, mulțumesc mult de tot, mulțumesc Diana. Mulțumesc și mult de invitație și să avem stare de bine tot timpul. Mulțumim, prieteni, că ne-ați urmărit. Vă invit să rămâneți pe ITBC FM. Continuă Happy Music. Podcastul Asigură ziua și starea de bine ți-a fost oferit de Groupama. Descoperă pe groupama.ro cum poți asigura starea de bine pentru întreaga familie.